Comisarii OPC au efectuat marți un control la un depozit de mărfuri alimentare Angro din Constanța, unde au descoperit tone de produse alimentare și nealimentare ținute afară în zăpadă. Toate produsele păstrate cu nerespectarea condițiilor de depozitare au fost retrase de la consum. Eu cred că e greu de imaginat. Ce aveți depozitat sub prelatele acestea, vă rog? Ce aveți depozitat sub prelatele acestea? Aici aveți, Corneliu, ce? Covrici. Sub asta altă, de exemplu? George s-a dus în față. Sub asta altă sunt niște covrici. În urma unui control al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, efectuat la un depozit de pe strada interioară 3, s-au descoperit tone de produse alimentare și nealimentare ținute afară în zăpadă. Apă minerală, apă plată, bere, pufuleți, mălai, fructe uscate, bulion, suluri din hârtie de bucătărie, băuturi carbogazoase, semințe de floarea soarelui ambalate erau depozitate în aer liber, înghețate tun și acoperite de zăpadă. Produsele păstrate în condiții neconforme au fost retrase de la consum, iar reprezentanții societății au fost invitați la sediul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța.